Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom vorbi despre segmente proporționale. Resursa pe care o propun este pentru disciplina matematică, clasa 7-a. Să ne apucăm de treabă. Competența specifică pe care o atinge resursa noastră este exprimarea în limbaj matematic a proprietăților unor figuri geometrice folosind asemănarea. Figura geometrică pe care o vom studia azi este copacul fractal. Vom construi cu ajutorul instrumentelor geometrice acest copac fractal și vom ține cont de anumite condiții date de asemănare. Desigur, înainte de a ne apuca de desen, ar trebui să clarificăm ce este un fractal. Un fractal este o formă creată cu ajutorul ecuațiilor matematice. Mai simplu, putem să zicem că e o figură geometrică fragmentată, care poate fi divizată în părți mai mici, în așa fel ca fiecare parte mai mică să fie o copie în miniatura întregului. O caracteristică importantă tocmai a fractalilor este această autosimilaritate. Dacă mărim oricare porțiune dintr-un fractal, vom observa aceleași detalii ca și la fractalul întreg. După cum vedeți, aici avem un copac fractal construit în GeoGebra. Se poate observa exact ceea ce am zis, orice porțiune mică, dacă luăm, este o copie a porțiunii de pornire. Același copac fractal desenat de o elevă de clasa a 7-a. Să vedem elementele care compun acest copac. Dacă vă uitați la figura de mai jos, observați aceste două elemente care sunt separat luate, această figură sub formă de Y. Acesta este cel mai mare Y pe care regăsiți, respectiv figura verde este următoarea formă sub formă de Y. Să vedem partea matematică acestei forme. E clar că unghiul BAC este un unghi drept. Celelalte două unghiuri sunt congruente și o să aibă 135 de grade. Raportul între AB și AD este 75%, adică 3 pe 4, și AB este egal cu AC. Să studiem acum celălalt Y, cealaltă formă, care este similară cu cea roșie. Și aici vom constata în mod similar că unghiul EBF e tot de 90 de grade. Celelalte două unghiuri au tot 135 de grade. În mod similar, raportul dintre EB și AB este tot 3 pe 4 și exact ca și înainte, BE și BF sunt egale. Când discutăm despre fractali, e important să clarificăm ce sunt iterațiile. Iterațiile sunt pașii pe care îi urmăm unul după altul pentru a construi copacul. Tocmai ați văzut pe acest video acești pași și avem anumiți termeni cheie. De exemplu, un termen cheie în fractal este inițiator. Inițiatorul este segmentul pe care l-am desenat prima dată, trunchiul copacului. Un alt termen cheie este generator, adică regula după care construim cele două ramuri ale copacului. În situația noastră, ele formează un unghi de 90 de grade și reprezintă 75% din lungimea trunchiului. Respectiv, iterație, de câte ori vom repeta acest pas până a construi copacul. De exemplu, în această situație au fost 6 iterații. Pentru a construi un copac fractal, o să repetăm
aceiași pași de mai multe ori. Pasul 1 este desenăm prima formă de Y. Pasul 2, pe fiecare dintre laturile literei Y vom continua exact aceeași construcție. Pasul 3, pe fiecare din segmentele verde deschis pe care le vedeți aici, o să construim aceeași formă de Y. Pasul 4, de data asta pe fiecare segment galben, vom construi exact aceeași formă de Y. Vă rog să urmăriți acum următoarele imagini și să încercați să răspundeți la întrebarea finală. Deci, în primul pas, acest copac fractal are o singură creangă. În pasul 2, acest copac fractal s-au mai desenat două crengi, cele verzi. În pasul 3, la acest copac fractal s-au mai desenat patru crengi, cele portocalii. În pasul următor, fiecare ramură portocalie s-a mai îmbogățit cu alte două crengi. Vă rog frumos să spuneți în fiecare situație câte crengi avem și fără de sens încercați să răspundeți câte crengi credeți că avem în pasul numărul 7. Și acum o să pornim de la desenul desenat de eleva de clasa 7-a. Puteți să printați acest desen și o să răspundeți la niște întrebări care sunt legate de acest desen. Coeficientul de asemănare înseamnă raportul lungimilor segmentelor consecutive, adică raportul dintre lungimea unei ramuri, de exemplu ramura AB, și lungimea următoarei ramuri, de exemplu BC. O să vă rog să luați rigla și să măsurați fiecare dintre aceste ramuri și să faceți raportul dintre AB pe BC sau BC pe CD sau CD pe DE. Aici vedeți și aceste rapoarte scrise. O să constatați că toate aceste rapoarte sunt egale și valoarea acestor rapoarte se numește coeficientul de asemănare. Acum, o altă sarcină, o să vă rog să măsurați toate unghiurile pe care le vedeți notate pe acel desen. O să constatați că toate unghiurile au aceeași măsură, toate unghiurile sunt congruente. Copac fractal putem să desenăm și fără să se prezinte simetria axială. De exemplu, acest copac fractal, ramurile BC și BD nu sunt de aceeași lungime. Dar construcția este la fel valabilă pentru că raportul dintre două segmente consecutive este același. Cât credeți că este coeficientul de asemănare? Puteți să vă printați și acest copac și să calculați acest raport. Un copac fractal poate fi construit și cu alte programe, nu numai cu ajutorul lui GeoGebra. De exemplu, două eleve din clasa 7-a au construit copacul fractal cu programul Scratch. Observați cum pe rând se adaugă ramurile copacului și se construiește un copac foarte frumos. Și acum vă invit să încercați să desenați un copac fractal pe o foaie albă. Pe baza acestui filmuleț, puteți să vedeți, doar cu ajutorul unei rigle și a unui raportor, cum se poate desena un copac fractal pe hârtie.
Sper că v-a ieșit copacul fractal. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!